mai treacă lumea să nu fie locuit. Oameni de știință la televizor. De ce? De ce cercetători? Cercetători? Să vină cercetători, să fie emisiuni de ore, de să fie ore, frate, să fie... Pentru că se spune că dacă... Știi, a fost un film Hangar 18. Da, știu. Că dacă omenirea știe tot ce s-a descoperit până la ora actuală, dar bine, avem nevoie de șocola. Avem nevoie de șocola. Pentru că altfel oamenii nu pot realiza că există lucruri extraordinare care pot lucra pentru ei și să le facă viața mult mai ușoară. Și banii pot dispărea efectiv într-o zi. Într-o zi pot dispărea. Asta mă gândeam. Da, dar bineînțeles, bineînțeles că se poate. Dar nu, deci banii ne-au încurcat viața și ne-au complicat-o, clar. Deci pentru mine lucrurile sunt foarte clare din punctul ăsta de vedere. Și nu poate să conteste nimeni. Orice un care are bun simț își dă seama de chestia asta. Că banii au complicat viața. Salut, poți să ne spui și nouă pentru ce este adunarea asta? Este o adunare pentru trezirea oamenilor, da? Okay. Pentru conștientizarea maselor. Care sunt obiectivele sau ce vreți să... Noi nu avem niciun obiectiv decât să... Oamenii ca să conștientizeze că există și altceva în afară de sistem. Că oamenii pot trăi și în alt mod. Deci altceva și ce? Concret? În alt mod. Nu, alt mod cum? Cum? Alt mod în ce fel? Descrie puțin. Deci, că e foarte ambigu. Sunt fără bani. Fără un sistem financiar care de fapt ne complică viața. Am înțeles. Și tu ai încercat să trăiești fără bani? Eu n-am fost angajat niciodată. Și din ce trăiești? Din ce-mi dă universul. Și ce-ți dă universul? Circumstanțe. Nu. În care pot trăi. Tu mănânci din circumstanțe? Sunt creator de circumstanțe, da. Deci eu cer, pentru că așa funcționează universul. Cer și ți se va da. Clar, okay. Și ce ți-a dat universul ultima dată? Ultima oară? Da. Adunarea asta. E extraordinar. Asta e încununarea tuturor eforturilor mele. Bun. Da. Și tu până la urmă mănânci circunstanțe și pe unde dormi? Am un loc, mi s-a asigurat un loc. Da? Să dorm. Da, da. Poți să ne spui și unde? Da, casa la mine. Am înțeles. De fapt nu este casa mea, este casa tatălui meu, dar cum să zic eu, mama fiind decedată, am și eu dreptul de a sta acolo. Deci universul a lucrat astfel încât ca eu să am loc unde să dorm. Trebuie să vezi, e un pic mai greu de înțeles pentru tine chestia asta, dar pentru că trebuie să ai o imagine de ansamblu mai mare. E o chestie mai spirituală. Deci ideea că orice om trebuie să aibă unde să doarmă. Deci asta spune și noi. Deci există o tehnologie care se numește contour crafting. Cum? Contour crafting. Așa. Okay. Deci e o macara care lucrează pe principiul 3D și poate construi o casă de 180 de metri pătrați într-o singură zi. Deci, și aia cât costă sau tot prin circunstanțe? Nu, se pot face lucrurile astea pentru oameni. Dacă se trece la o societate fără bani, deci se pot face, poate avea absolut orice om casă. Unde să locuiască, cu familia lui, cu cine vrea. Deci nu va mai exista cineva, nu ai să vezi, aurolaci sau... Am înțeles, deci practic tu militezi pentru o societate liberă și egală. Absolut, absolut, absolut. Te-ai gândit să candidezi pe la vreo funcție politică? Nu vreau, nimeni nu este aici pentru ca să fie conducătorul a ceva. Nu, păi și nu tehnologia va fi pusă la... va exista un computer central care va coordona totul pe adevăr, pentru că computerul ăla nu poate să mintă. Și dacă se strică computerul, ce faci? Nu are cum, pentru că va fi dotat cu niște sisteme de siguranță. Am înțeles. Și știi unde este computerul ăla? Acum? Sunt folosite, nu știu, se folosesc undeva și sunt foarte eficiente. Deci iau deciziile cele mai bune. Am înțeles. Cam cât sunteți așa estimativ aici? Aici? Pot să spun și cât suntem pe glob, dacă vrei. Pe glob ce blog aveți? Nu, pe glob. Ah, pe glob. Ok, da, cât? Suntem...
cam 200 de milioane. 200 de oameni milioane. Care înțeleg, da, cam cum ar trebui să funcționeze. Și aici? Aici suntem, nu știu, în jur de 100, cred. Cred că 100 sau 150. Oricum o să mai vină. O să mai vină. Am înțeles. Și până când ține manifestarea asta? Aș vrea să nu mai plecăm de aici, dacă ar fi după mine. Păi și voi ce mâncați? Nu e frig afară? O să vină oamenii să ne aducă. Dacă rămânem aici și oamenii vor înțelege, ne vor aduce. La NAP nu o să vă fie frig? Ba da, o să fie. Îți dai seama că o să fie. Păi o să luăm ceaiuri, o să ne aducă ceaiuri. Te încălzești cu ceai? Da. Am înțeles. Ok, mersi. Da.